fetițe dulci ca-n București, în toată lumea nu găsești. Astăzi, Rodica a dat capitala peste cap. A ieșit la o scurtă plimbare prin București și și-a testat farmecele pe tinerii dornici de senzații tari. Privește drept în ochii lor și să citești povești de amor. Cu picioarele la vedere, îmbrăcată cu o pereche de pantaloni scurți, o pereche de cizme cu toc și foarte sigură pe ea, Sexy Moroșanca a trecut la atac. Așa ca corp, sunt băpar. Destul de bine îndrățit. A, deci apar destul de bine, nu? Da. Dar în felul cum arăt, îți place? Da, da. Și-a pus la bătaie tot ce are mai de preț și le-a și cântat celor care i-au atras atenția. Bună ziua! Vreți să faceți o poză? V-aș întreba cumva și eu ceva, dacă ați auzit despre Sexy Moroșanca? Da, te-am văzut aseară la televizor. A, m-ați văzut la televizor. A, să înțeleg că sunteți un fan al meu, da? N-am pot să zic fan, te-am văzut aseară. A, da, 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 vă place, nu? Da, îmi place emisiunea. Da. Cum vă pare că sunt eu, așa ca... Ca și corp? Da. Sunt o fată așa de sexy, hopai din lididida, și mă iubesc toți băieții. Și în timp ce Rodica stătea la taclale cu admiratorii săi, Gheorghiță o căuta abătut pe străzile din capitală. Ce faci, mă, Gheorghiță, pe aici? O caut pe Rodica. Pe unde a dispărut? N-am plecat. Unde s-a dus? Pleca să cumpere rochii, să uite la niște rochii și n-am mai găsit-o. A dispărut? Da. Poate s-o fi furat-o vreun băiat. Asta e, sper să nu n-o fi furat. Iar cele mai negre gânduri ale lui Gheorghiță s-au adeverit. Ce a fost dat să vadă ochilor a fost peste așteptările sale. După îndelungi căutări, a găsit-o pe Rodica în tatonări cu tânărul cu ochelari. Aoleo! Ce faci aici? Te caută Gheorghiță de o oră pe aici. Dumnezeule! Nu vorbeam cu băiatul ceva. Hai că nu vrea să fim filmați. Uite aici. Nu vreau să fim filmați. Mă, Gheorghiță, ce faci? Asta e. O să vedem dacă poți să cucerezi, dacă nu, mă duc la alta. Caută. Chiar îmi place de tine mie. Da. Ne pupăm. Și propunerile Rodicăi merg mai departe. Mergem de seară la un hotel? Da. Da. Gheorghiță, nu se poate să o lăsăm așa. Vino cu aici. Îmi place de tine. Vreau să mă distrez. Rodica, ce faci? Îi furi iubita lui Gheorghiță? Dar nu e o fur. Dar ce vrei să faci? Singură. Mai trebuie să mă filmați și în chestii de astea. Trebuie să tremure, vă rog frumos. Păi și ce vrei, pleci cu ea? Păi poate devine ceva între mine și el serios. Înseamnă că aseară când mi-ai spus că 70% înseamnă că este adevărat. Da, mi-ai făcut-o și tu aseară, direct în emisiune, te-ai dat pe lângă alta. Adică și eu ți-am demonstrat că îmi găsesc imediat, uite, mi-am găsit tot un băiat super frumos, bine pregătit. Hai, nu mai avem ce discuta, nu mai avem ce discuta, pa! Ce facem, Gheorghiță? Asta e, de acum încolo caușo pe altcineva, dacă nu o să mai cuceresc.